Bună ziua, domnule! Mă, șeful. Bună ziua! Dar tu te purtai așa de naglă cu noi. La unde-s băieții? Ia, uite, serios, cu cafea. Dar cum, dar nu vreau să-mi iau asta. Ești profită de naivitatea lor, cred că. Bună ziua! De ce a plecat atunci la 3? Unde? Tăi, angajat, a plecat la ora 3. Dar pe consultați până la ora 3, domnule. Și gata, la ora 3 sunt oameni liberi, da? Deci scrie pe ușă că e până la ora 5, programul. Unde ați știut? Asta pentru militare. Pe ușă! Așa, deci la ora 3 au plecat toți, militarii la zile până la ora 5 și așa degeaba. Nu, nu. Nu mă las eu cumpărat. Cu... Dar ce cumpărat? Na, păcălit, cu o cafeluță. Fiți serios, dumneavoastră. Dumneavoastră nu trebuiești niciodată să pe oameni să-i... obișnuiesc problemele, să mă trebuiești. Da, dumneavoastră, întindeți mâinile și săriți la bătaie, la aveți voie, dar eu să nu vă critic, n-am voie. La cine a fost asta? La mine! Dumneavoastră m-ați criticat destul de mult. Și pentru critică trebuie să dai la bot la oameni, îți bagi mâna în cameră? Nu e. Nu e, ia Ion Targonu cheamă. Da, Ion Targonu. Deci oamenii la ora 3 poate să plece, angajații, da? Și militarii l-ați vină până la ora 5, șadă sub ușă. Era și ușa închisă la ora 3. Asta dumneavoastră când ați văzut cu persoanele și acestea erau pacienți care au fost la primire, la stomatolog, la terapeut, la chirurg, la alte specialități. Da. Și doamnele cele care ziceau că pleacă că-i sărbătoare, tot pacienții erau, da? Desigur. Trei angajate. Le-am filmat. Le-ați filmat foarte bine. Filmați mai departe. Pacienți cu mașinile scumpe au venit la spital, da? Militarii au venit cu mașini scumpe la spital. Dumneavoastră ați văzut mașini scumpe? Da. E, da, nu vreau să mai aștept. De ce ați încuiet doar toate ușurile și nu putea intra nimeni? Dacă au rămas medici aici, de ce ați încuiet toate ușurile? Ca să nu între persoane străine. Așa. Străine de cine? De mafie? De mafie? Da, străine de cine? Dacă vinea pacient și trăgea de ușă, de ce era încuiet? Toată policlinica, în toate părțile era încuiet ușa. Dumneavoastră, înășite, astăzi, care e problemă studiați? De data de șase. Deci a venit toată de și o tras de ușă și era încuiet. Care care a trebuit să vină, omul venit, a fost acordat ajutorul medical. Și la ora 3 a plecat pe acasă, sau chiar la 2:30. Plecat care trebuie să pleci. Dar care trebuie să lucrezi până la ora 5 și a lucrat până la ora 5. Da, și erau ușile încuiete. După ușile încuiete stau și lucrau, da? Bine, mai sunt întrebări, domnule? Da, nu, mai liniște. Ce mașină aveți? Care e dumneavoastră de afară? Da? Da, ce și-o filmați, mă zic. Cum? Ce număr are? Ce număr are? 083. Bun, mai duc să vedeți ce mașină are șef policlinic. Foarte bine. Să vă spun că ți-a lucrat până la 5? Nu mă interesează. Anul produce 2005. Ați lucrat până la 5? Eu? Da. Da, până la 5. Bun, o să văd. O să stau aici. Da, vă rog. La revedere. La revedere. Cele bune. 083 zice șef policlinic că e mașina lui. Și că e din 2005. Oare ce salariu avea el până în 2005, că și-o permis așa mașină. Ori a luat un credit și după aceea a crescut salariul. Asta la altoare cui o fi? Pacient, militari săraci, care n-au unde trăi. Dar Mierțanu cui o fi? Mașini de medici și de militari. Are crucea roșie, s-ar putea să fie medic și ăsta. BMW-ul, zic, da, și asta e mașină nouă și scumpă. Dacă asta e mașină scumpă, mașină chinezească. În dotare armatei moldovenești. Hai de capul nostru.